Bună ziua pentru o zi normală, bună dimineața pentru o zi de sâmbătă. Mă numesc Cristian Lefter, sunt trainer de profesie și o să vă vorbesc astăzi despre un subiect care a fost deja introdus, despre feedback. Cum se dă feedback-ul la Public Speaking Support Group? Deja v-a spus Dragoș. Sub formă de sandwich. Avem un feedback apreciativ, peste punem un feedback constructiv și mai punem încă un feedback apreciativ deasupra. Da? E mai ușor digerabil. Ce înseamnă feedback apreciativ? Spunem ceva ce ne-a plăcut. Aici de obicei întâmpinăm o problemă. Unii dintre noi vedem doar partea critică și zicem, nu pot să găsesc nimic care mi-a plăcut. Însă, dacă facem un exercițiu simplu și ne gândim în câte moduri putem ajunge la etajul 3 al unui bloc cu 10 etaje. Haideți să vedem, îmi spuneți un mod. Cu liftul, de la parter până la? Etajul 3. Mă gândesc la cei care spală geamuri. Așa. Nu știu cum se mai. Perfect. Alt mod. Pe scări. Dumneavoastră? Lift. Putem să urcăm până la etajul 2 cu liftul, până la un etaj. Exact. Altfel. Găsiți altă modalitate cu liftul? Cum? Deci de la etajul 10 cu până la etajul 5, este absolut valabil. Altă modalitate. Să urcăm pe scara copierilor. Și asta e o modalitate. Putem continua așa și o să vedeți că obținem 30 de răspunsuri posibile. Spuneți. Și așa, la un curs la care am participat s-au găsit vreo 30 de variante până ne-am oprit, însă am fi putut găsi 40. Vin cu elicopterul, mă sui cu coarda de alpinism, îmi dau drumul cu coarda de alpinism. Zig Ziglar a făcut un experiment similar cu o doamnă care spunea că, dom'le, mie nu-mi place nimic la locul meu de muncă. Și el a zis, ok, haideți să trecem câteva lucruri care vă plac. A, e simplu, niciunul. A găsit 40 și ceva de lucruri care îi plac la locul de muncă. După un an s-au reîntâlnit și Zig Ziglar a întrebat-o, cum e? Și că nu o să vă vină să credeți. A doua zi s-au schimbat toți de la mine la muncă. De fapt, ea s-a concentrat pe altceva. Dacă vă uitați la un om care vorbește, chiar dacă are un speech dezastru, o să puteți găsi ceva pozitiv. Ai avut emoții și ți le-ai depășit. Depinde ce vreți să vedeți. La urma urmei, niciunul dintre voi nu deține adevărul. Știți cum se spune? Că orice om posedă un orizont infinit. Când reducem acel orizont până la un punct, zicem, ăsta e punctul meu de vedere. Și atât reprezintă un punct de vedere, nu reprezintă adevărul. Da? Ce ni se întâmplă în realitate? Ne cere cineva o părere. Crezi că sunt prea slab? Și noi ne uităm și primul gând este, domnule, 100 de chile, nu știu ce să zic. Și ne gândim, să spun adevărul sau să mint? Nu mințiți. Dacă îi spuneți omului respectiv, eu m-am dus la sală și m-am simțit foarte bine, nu înseamnă că îl mințiți. Și că da, adevărul e că e gras. Este adevărul că e gras? Nu, este doar percepția noastră că este gras. Nu reprezintă adevărul. Revenim la feedback. Care este motivul principal al feedback-ului, cel puțin la Toastmasters, cel puțin la Public Speaking Support Group? Asta este un posibil... Exact. Sau, altfel formulat, mesajul principal pe care trebuie să-l aibă feedback-ul vostru ca să-l ajute pe cel din față este de-abia aștept să te aud din nou vorbind. Omul a făcut un act de curaj și tu încerci să-l susții, să găsești ceva pozitiv care să-l facă să repete experiența. Deci scopul feedback-ului nu este să ne dezvoltăm latura critică. Da? Ci pur și simplu să-l ajutăm pe omul să facă din nou un discurs. Cum anume dăm feedback? Nu o să intru aici. Există tehnici foarte multe. De exemplu, un feedback eficient se poate obține discutând înainte cu cineva și îi se poate spune, uite, vreau să urmărești dacă folosesc euri, vreau să urmărești dacă zâmbesc sau nu zâmbesc și poți obține un feedback mai eficient. Însă nu uitați mesajul principal.
vreau să-l fac pe omul ăla să mai vorbească încă o dată. Da? În fiecare moment din viață putem alege să fim buni sau să avem dreptate. Alegeți să fiți buni. Mulțumesc!